Bună, copii, vă spun un bun venit la colțul cu povești. Cangurul cu buzunar. În Iov, capitolul 35, cu versetul 11, găsim scris: ne învață mai mult decât pe dobitoacele pământului. Ai văzut vreodată un animal cu un buzunar mare, un fel de trestuță în care noi cărăm diferite lucruri? Mămicile canguri au pe burtică un fel de buzunar numit marsupiu. Acesta este un loc special în care își cară puii. Când se nasc, puii de cangur sunt foarte mici, cât unghia de la degetul mare. Ei nu pot să vadă și nici să audă imediat după ce se nasc. Și nu au păr deloc. Ei nu se nasc în acea trestuță a mămicii, dar trebuie să intre acolo foarte repede. Astfel ar muri. Când puiul ajunge în marsupiu, găsește acolo laptele mamei. Apoi, buzunarul mamei se închide. Puiul stă în marsupiu și nu iese deloc afară în următoarele 3 luni. Mămica lui îl poartă acolo chiar și când merge să înoate. Când puiul de cangur ajunge suficient de mare, poate să iasă afară din marsupiu. Pe măsură ce crește, stă afară mai mult, dar tot intră în buzunaraș ca să toarmă până când împlinește 8 luni. Iisus a făcut marsupiul cangurului doar pentru puii de cangur. Le știa că aceștia aveau nevoie de el ca să fie aproape de mămica lor. Mămicile cangur sar foarte sus și pe lungime foarte mare. Iisus știa că puii nu puteau să se țină după ele, de aceea le-a lăsat această trăistuță în care să călătorească. Nu este minunat cum are grijă Iisus de puii de cangur? El are grijă și de tine și te iubește chiar mai mult! Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!